Cu privire la așa zisă politică echilibrată, politică externă echilibrată, promovată de președintele Igor Dodon și PSRM, precum și despre politicile de distorsionare premeditate a relațiilor internaționale ale Parlamentului Republicii Moldova, realizate de doamna Zinaida Greceanu. După 3 ani de aflare în funcție de președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon continuă să rămână persoana non grata, atât la București, precum și la Kiev. În cazul României, aceasta este o consecință firească a politicii grosolane de instigare a românofobiei în societatea moldovenească, preluată de Igor Dodon în calitate de ucenic docil al lui Vladimir Voronin. Cât privește Ucraina, situația este mult mai gravă. Problema constă nu numai în faptul că Igor Dodon a recunoscut public legitimitatea anexării peninsulei Crimeei de către Federația Rusă. Situația devine extrem de gravă din momentul când cea mai superficială analiză a politicilor Rusiei în raport cu Ucraina demonstrează că Kremlinul, prin așa zisă soluționarea conflictului transnistrian, dorește să creeze în cazul Republicii Moldova un precedent care ulterior va încerca să-l impună Ucrainei în raport cu teritoriile ocupate din regiunile Donetsk și Lugansk. Cert este că desemnarea de către Vladimir Putin a lui Dmitri Kozak la 11 iulie 2018 în calitate de așa zisul reprezentant special pentru relațiile comerciale economice cu Republica Moldova a însemnat revenirea Rusiei la scenariul care poate fi numit convențional Kozak 2. Cert este că singurul factor care atribuie importanță lui Igor Dodon în fața Kremlinului este angajamentul lui de a promova acest Kozak 2. Asta înseamnă că Igor Dodon nu numai s-a angajat să subjuge Republica Moldova intereselor Rusiei, dar și să pregătească pe această cale o lovitură în spate pentru Ucraina. Însă, pornind de la calitatea mea de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vreau să trec la un alt subiect. Vreau să-mi exprim indignarea și dezacordul categoric față de politica promovată de doamna Zinaida Greceanu de utilizare a funcției de președinte al Parlamentului în interesul lui Igor Dodon și PSRM și în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova. Pe de o parte, în opinia mea personală, aceasta se referă la direcțiile prioritare ale turismului politic practicat de doamna Greceanu în calitate de președinte al Parlamentului din contul contribuabililor. Dar mult mai grav este că doamna Greceanu premeditat torpilează comunicarea interparlamentară cu aceeași Ucraina, făcând abuz de funcția pe care o deține. Încep cu niște lucruri mai simple. Pe pagina personală a doamnei Greceanu, în calitate de președinte al Parlamentului, putem găsi, în data de 25 septembrie curent, mesajul de felicitare al președintelui Parlamentului Zinaidei Greceanu, adresat Valentinei Matvienko, cu ocazia relegerii în funcție de președinte al Consiliului Federal al Adunării Federale a Rusiei. Stimată doamnă Valentina Matvienko, rog să acceptați cele mai sincere felicitări cu ocazia relegerii dumneavoastră și așa mai departe, în calitate de om de stat și politician înzestrat cu înțelepciune deosebită. Însă, pe pagina personală a doamnei Greceanu nu găsiți niciun mesaj de felicitare în ziua de 29 august. Cu toate că, în această zi, la Kiev, domnul Dmitro Alexandrovich Rozumkov a fost ales în funcție de președinte al Radei Supreme a Ucrainei. Sau, cum se spune în Ucraina, 29 серпня 2019 року став 14-м головою Верховної Ради України, отримавши рекордний рівень підтримки 382 голоси. Aici se cere o remarcă de principiu. În aparatul Radei Supreme a Ucrainei au primit mesajul de felicitare al președintelui Parlamentului Zinaide Greceanu, adresat lui Dmitro Rozumkov, cu ocazia alegerii în funcție de președinte al Radei Supreme a Ucrainei. Însă, repet, acest mesaj de felicitare lipsește pe pagina oficială a doamnei Greceanu. Probabil aceasta face parte din politica așa zisă echilibrată. Însă trecem la un alt subiect, mult mai grav în opinia mea. În ziua de 29 octombrie curent,
Doamna Greceanu primește o invitație oficială din partea domnului Dmitro Razumkov de a lua parte la 12-a sesiune anuală a adunării parlamentare GUAM la nivel de președinți de parlament. În această invitație, domnul Razumkov subliniază, citez, am onoarea să vă invit să luați parte la întrunirea din 26 noiembrie în scopul realizării unui schimb de idei nu numai în raport cu ordine de zi adunării, dar și referitor la provocările curente cu care se confruntă țările noastre. Întrebarea este, a participat doamna Greceanu la această întrunire pe care domnul Razumkov a propus-o la nivel de președinți de parlamente? Răspunsul, nu. A participat domnul Alexandru Jizdan. Fără că se pun la îndoială competențele domnului Alexandru Jizdan, consider că acest comportament al doamnei Greceanu constituie o ofensă la adresa Ucrainei, deoarece domnul Razumkov foarte clar i-a propus să realizeze o întrunire la nivel de președinți de parlamente. Prin urmare, dacă domnul Igor Dodon este persoana non grata, atunci doamna Greceanu probabil în Ucraina, doamna Greceanu probabil îi ține isonul. Acum trecem la explicație, viziunea mea personală. De ce pe pagina oficială a doamnei Greceanu este felicitarea adresată unui om de stat și polițian înzestrat cu înțelepciune deosebită, e vorba de doamna Valentina Matvienko, și lipsește felicitarea adresată domnului Dmitro Razumkov. Deoarece doamna Valentina Matvienko a prezidat Consiliul Federației Federației Ruse la în ziua de 1 martie 2014, unde a fost adoptată permisiunea formală pentru președintele Putin de a utiliza trupele pe teritoriul Ucrainei. Iar domnul Razumkov reprezintă Ucraina, care își sacrifică zilnic cetățenii în urma acestei agresiuni a Federației Ruse. 13.000 de oameni uciși, 1,5 milioane de persoane intern strămutate, nu numărăm câți orfani au rămas în Ucraina. Probabil, dacă doamna Greceanu vrea să fie consecventă, atunci ea trebuie să o felicite de fiecare dată când moare un cetățean ucrainean pe doamna Matvienko în legătură cu impactul deciziei din 1 martie 2014 adoptat de Consiliul Federației Ruse. Cu alte cuvinte, constat că doamna Greceanu, deținând funcția de președinte al Parlamentului, promovează politicile Partidului Socialist în ceea ce privește contactele externe a Parlamentului Republicii Moldova, ceea ce contravine nu numai bunului simț, dar și Constituției Republicii Moldova. În mod normal, într-un parlament normal, ar trebui să fie pornită procedura de revocare unui asemenea președinte. Și eu consider că această idee nu o să dispară din circuitul discuțiilor care le vom avea noi în actualul Parlament, în special ținând cont de faptul că revocarea președintelui Parlamentului se realizează prin vot secret și, mai știi, ar putea să ne alegem cu niște surprize. Însă, repet, eu sunt profund indignat în legătură cu faptul că doamna Zinaida Greceanu distorsionează contactele externe a Parlamentului Republicii Moldova în detrimentul interesului național al Republicii Moldova și ofensând Ucraina, care este nu numai țara vecină, dar țara grație existenței căreia noi încă mai existăm în calitate de stat. Vă mulțumesc! Nu. Ce înseamnă? Eu arunc această idee în circuit, deoarece această idee trebuie să fie discutată. Dar haideți să nu ne abatem de la subiect. Eu constat că doamna Zinaida Greceanu folosește funcția de președinte a Parlamentului pentru a impune agenda Partidului Socialiștilor în ceea ce privește contactele externe.
ceea ce este absolut ilegal, anormal și aduce daune reale interesului național al Republicii Moldova. Această idee este susținută și de ceilalți colegi din blocul acum? Sau veți discuta în continuare cu ei? Profitând de prezența dumneavoastră, de puterea patra, de presă independentă și de codul de conduită a jurnaliștilor, da? Eu sper că veți aduce această indignare, în primul rând, la cunoștința cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a celor de etnie ucraineană care sunt majoritari în Republica Moldova. Și demiterea sau revocarea sau nu știu ce, asta sunt chestii secundare, este rușine. Când oamenii mor, iar noi ne prefacem că plouă. Anterior și fracțiunea Partidului Șor a spus despre faptul că a vorbit despre revocarea președintelui Parlamentului. Au unit forțele, poate? Știți care e situația? Eu nu știu dacă există Partidul Șor, în pofida faptului când țin minte că pe un copil care se juca în curte cu ficiorul meu mai mic și care îl chema Ilan. Haideți să fim mai serioși. Eu vorbesc despre faptul că Ucraina ripostează agresiunii Federației Ruse. Ieri, Procuratura Generală a Ucrainei s-a adresat în instanță internațională cu informații despre executarea extrajudiciară a 9 militari ucraineni de către Federația Rusă în cazul Ilovaisk și de Balțeva. Și eu nu cred că trebuie să coborâm la nivelul mizeriei politice moldovenești atunci când eu încerc să atrag atenție la faptul că noi existăm ca stat grație faptului că Ucraina ripostează agresiune Federației Rusă. În condițiile când președintele țării, Republica Moldova, e cazul, este persoana non grată la Kiev. Începeți procedura. Stimate doamne, domnișoară, profitând de prezența dumneavoastră în această sală, eu vreau să aduc această informație cetățenilor Republicii Moldova despre politica promovată de doamna Griceană de distorsionare a contactelor externe a Parlamentului Republicii Moldova în detrimentul interesului național al Republicii Moldova. Și întrebarea pe care dumneavoastră mi-a formulat mie, las să-și o formuleze inclusiv alegătorii Partidului Socialiștilor. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc o zi bună.